Hai să vedem. Bum! Vedeți? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de opening. Cu un opening destul de miritel, cei drept 133 de iteme doar din sezonul acesta. Cu tot, cu pes cumpărat, o să luăm și pe colonelul Ruffs, da, că nu l-a luat. Are și din sezonul trecut. Ok, stați puțin că nu m-am uitat, are și din sezonul trecut până la tier 63, nu e rău deloc. Brawlerii ce îi lipsesc sunt o grămadă, deci avem șanse ca să pice. Uite, văd că Nani are șansă de epică, Cole șansă de epică, Surge epică, Gale epică, foarte mulți brawler care îi lipsesc. Nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să susține seria aceasta de opening-uri, să facem peste 1888 de like-uri dacă se poate și suntem înainte de a veni update-ul, dar update-ul nu va conta decât în PES și în brawlerul Bell, care indiferent de situație trebuie să ai tare 30 ca să-l poți lua cu șansă de legendară sau să bagi bani dacă vrei din prima zi, să-l ai. Codul mă dă pe shop, deja știți treaba asta. Ha, și dacă tot am intrat aici, deci nu uitați codul mă dă pe shop, hai să dăm și șansa. 00500. Am arătat deja asta pe Trovo, dați un follow pe Trovo, acolo facem opening-uri. Am arătat, dar am zis să vă arăt și vouă pe episod. Ia să fac o prostie, să deschid din sezonul trecut deja. Bun, am luat skin-ul pe Daryl. Luăm pe colonelul Ruffs, că e păcat. E păcat să nu luăm, cum ar fi să pice cu 005. Am luat-o din Brawl Box cu șansă mică pe colonelul Ruffs. Și are și ăsta terminat, tot PES-ul. Bun, hai să începem din sezonul trecut. 42 de bonoți, nimic. Mega Box. 5 iteme, un început minunat. 44 de bănuți. 81. 89, trebuie să fie neapărat bine. Am mai avut situații în care am luat și cu 50. Cu 50 de coinsuri brawler, dar mare parte, majoritatea pe care am luat sau item roșu a fost... Uite! Ce spuneam? Cu 60 de bănuți, cu 60 de bănuți. Ultima epică, ok. Mare parte am luat cu bănuți de gen sub 37, atunci era item roșu, dar a picat cu 60 de coinsuri aici. Talent pe Nani? E epică. Stăm chill pe spate. Bine, e bine că a dat și epică, că se poate ca să nu dea deloc. Nu știu aici ce să îi fac. Are power 6, power 6, 6, 6. Sincer, îi dau un Jesse, așa. Și mai dau și un Sprout, că e păcat să nu vină un Gage pe Sprout. Să luăm Naniu pe fundal. Poate atrage noroc și mai vine un alt brawler. Bun, continuăm. 6 iteme, dar mi să nu fie Gage pe Sprout, că am dat upgrade. Ca așa se întâmplă de fiecare dată când dau upgrade. Dar nu pe Sprout, e ok. Măcar știu că, bă, am dat degeaba upgrade pe Sprout, că n-a venit pe el. Brawl Box, E-box, 43 de bănuți. Astea o să iau, cred că, pe colonelul Ruffs. Că e păcat să nu luăm. E-box, nimic. 6 iteme din nou. Din nou Gadget. Mamă, penita. Nu mai dăm upgrade la nimic, s-a terminat. Gata cu upgrade-urile. Luăm ce e de luat și ne abținem. Patruzeci și patru, nu pică bănuți, gen brawler cu 44. Oare îți dăm upgrade? Ne-a tras în jos Naniu ăla. Ia să vedem pe ce să dăm. Dăm pe Stu. Mega Box. 5 iteme, mamă, bă, nu știu, m-am săturat de Mega Box-ul ăsta să vezi că îți pică 5 iteme, că îți dă 5 iteme să știi că nu e brawler. Și că sunt 6, să fie ori între Gadget ori Star Power. Star Power, Gadget, Star Power sau brawler, foarte rar. M-am plictisit de chestia să se întâmple în opening-uri. 33, e item roșu. Dar să vedem dacă va fi altceva în afară de Gadget. Este altceva în afară de Gadget, Star Power, ce credeți? Vreau să fi zis
În afară de Gidget și Star Power. Ah, ok. O să alegem tot pe 100. 5 iteme. Dăm pestul ăsta de jos. Dacă cumva nu va pica nimic, dăm restart. Da. Cinci iteme din nou. Nu mai vrea din Mega Box exact. Asta a fost sezonul 4. Trecem la sezonul 5 cu un restart. Am revenit, dar haide să dăm din trofii rău totuși. Ar fi o idee bună să vedem dacă cumva avem noroc de aici. O să dau un colonelul Ruffs, nu-i dau Agri, nu-i dau absolut nimic. Hai să vedem. Bum! Vedeți? Restartul împreună cu situația în care am simțit că va fi ceva din trofii rău. Că o să fie din megaboxul din trofii rău. Acum, știți cum mă gândesc tot timpul? Mă gândesc așa. Băi, dacă nu dădeam în trofii rău și dădeam din Brawl Pass, oare erau tot 7 iteme sau erau 5 iteme? Și dacă dădeam din trofii rău la final, mai erau 7 iteme, gen mai târziu? Nu știu, în viață trebuie să fii foarte gen... Să simți, știi, chestia asta. Bun, hai să vedem dacă e Gadget sau Gadget Star Power sau Brawler, ceea ce cred că e rar să se întâmple asta. Bun, două iteme roșii. Ia să vedem. Mamă! Vezi că e bine! Doi Brawleri! Ce, eu dintr-un Mega Box, doi Brawleri e casă, n-am mai luat rare. Ba da, am mai luat, mi se pare, da. Deci, avem epică, mitică, cromatică, legendară, da? Ori pică încă un Brawler cromatic, ori pică legendar. Dar e posibil să pice Colette, nu? Că mai are șansă de epică. Indiferent de situație, cromatic cu ultima. Hai să vedem. Mortis, lol? Vezi că e bine. Bine că nu e gen cromatică cu șansă de epică, e epică mitică. Băi, e bine, dar cum? Gen, nu sunt raritățile în ordine, gen epică, mitică, cromatică, legendară? Dacă pică cromatică, poți pice pe aia mitică? Nu știam asta, sincer, nu știam. E bine, bă, am luat bine rău. Uitați-vă și voi Megabox, așa vreau să arate, mă, toate Megabox-urile de acum încolo. Haide să continuăm. E minunat, până acum avem Nani, Surge și cu Mortis. Ce punem? Hai să punem Surge-ul, nu? Sau Mortis-ul, că e ultimul. A, șansa la legendară, să vedem. Cred că ne-a cam dus la șansa la legendară. 002, da? Bine, am luat și cu 001, da? Totuși, trebuie să ai noroc extraordinar de mare să poți lua. A, și îmi zicea băieții adevărat pe Trovo că, bă, e posibil ca restartul să ne fie ajutat, adică să fi fost restartul ăla... Ok, din nou 6 iteme. Gen restartul ăla blană care să ne asigure 2 brawler și cu încă unul aici. Ok, era prea mult. Era mult, prea mult să se întâmple asta. 52. Ia să vedem pin pack. Bă, indiferent de situație, cred că primesc mai puțin stu, primesc în următorul update gen animații, ceea ce nu e rău deloc. 50 de astea. Ei, nu știu pe ce să bag, cred că o să bag pe Mr. P sau Mortis. 93. Mega Box. 6 iteme din nou. Let's go, bă, băiatule, mă. Ia. Bine. Dar e decât Gale. Stai, mă, care are șansă de epică Gale, mă. Da, e Brawler. Băi, nu e Gadget, e Brawler. Minunat. Restartul ăla plană rău, mă, plană rău. Avem 4 Brawler noi până acum. 4 Brawler noi. Să luăm pe Gale pe fundal. Șansa cred că a mai scăzut sau nu. 001, mamă, 001 fix. 001 fix, ne-am dus la legendar. Dus. Mai este așa. Tara Jean Byron mitice, legendare. Așa, Colette mai are șansă de epică. Colette mai are șansă de epică. Mai ne luăm gândul la legendară, sincer. 62, hai să luăm astea 100 pe
Deci ia să le dăm noi puțin abri la Prowl. Până în power 7. Gata. Gata că ne-am dus. Nu, maxul nu. Așa, facem și la Pam un upgrade și la Piper. Jackie, aș putea să-i dau un power up la Stu. Gata, atât, Emzobit, tic. Gata, atâta. Aduce frumos să când pic item roșu și știi că lipsesc gadgetul Star Power puțin. Nu știu, parcă ăsta de sus, bă, parcă pestul ăsta, în afară de brawler-ul pe care l-ai, nu ai prea multe reward-uri, sincer. Pinul ăsta parcă ți ocupă loc degeaba, mă, frate, mă, un tire degeaba. Și în ce item? Că a făcut și opening pe cultura secundar, bă, și când am deschis de sus, imediat s-a consumat, mă, și s-au dus boxurile. Pinul ăsta nu doar trebuie să se considere tire, ar trebui pinurile să fie puse stacate pe un singur slot și gata. Mai bagi și că de-aia cumperi brawler pe sus, fie value, tată. Dacă dai un ban să stai în față. Nu văd cum ai putea, chiar dacă bagi bani în PES, să te apuci la început și să deblochezi mult brawler. N-ai cum, e greu rău. Greu rău de tot. Să bag în... Așa, este mega box-ul. 5 iteme. Singura șansă ca să mai vedem un item roșu este la cotlet. 36, item roșu. Da, Star Power pe bol, mai îmi lipsește Star Power și pe bol, ești nebun. Wow! Da, talent, frate, ești nebun, acaba, adică a picat cu 42 de bonus când șansa trebuia să fie sub 37 ca să pice brawler. Nu mai înțelegi nimic în situațiile astea. Deci nu mai înțelegi nimic, avem 5 brawler noi luați pe acest episod. 5? Îi numărăm. Monstrofi. Deci avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de fapt cu colonelul Ruffs, dar colonelul Ruffs a fost în PES. Dar am luat 4 epice cu șansă de epică și unul mitic și cromatic. De fapt, 4 cromatice, una mitică și una epică. E casă, man, e casă până acum. Acum, bonus ce ar trebui să pice, după părerea mea, ar fi o mitică, pentru că legendară nu... Nu cred, avem 001 din nou șansă, clar, sigur. Sigur, 001 e sigur mică șansă, sigur, dar trebuie. Sigur că da. 46... Megabox, 5 iteme. B-box nimic. Astea 500 le las ca să dea pe ce vrea, nu mă bag. 67. 76 de bănuși aici. Costă 17, bă, dă-l încolo. Ia-ți de megabox-ul. 5, ne-am dus. Restart, s-ar putea să dăm la următorul megabox. Văd că s-a cam dus efectul restartului. Și are să pice gadget și pe Sprout, să ținem minte asta. Că am dat upgrade acum ceva timp. Mai dăm megaboxul ăsta. Na, hai să dăm acum restart. Și acum ce am zis eu băieților de pe Trovo? Băieților și fetelor, dar mai puține fete. Că hai să facem manevră să păcălim jocul și să deschidem cu star points-urile de pe joc, cum am făcut cu Trophy Road-ul. Dacă ar merge Caterinca asta și mecheria asta ar fi casă, da. Lipsesc doar mitice și legendare. Și BUM! Hai că l-am păcălit. L-am păcălit, dar poate păcălim de aici. Da. Hai,
Trebuie să avem noroc ca să mai pice ceva de acum încolo, v-am zis. Să luăm noi pe ceva, să luăm pe stu, că 50. Ai rupt jocul ăla? Mamă, e 3 de item roșu, e item roșu, dude. Oare gadgetul pe Spro care trebuia să lipsească să vină de foarte mult timp? Nu! Let's go, bă, let's go! Eu ce cont, ce nebunie, ce șansă, ce șmecherie! Come on, bro, come on, a picat Byron, Toigaro Byron. Avem oficial 2 mitice, 4 cromatice și o epică pe acest episod. 7 brawler noi, 7 brawler noi, wow. Bă, nici eu n-am avut cont așa, noroc așa pe al mic. Luam pe Byron pe fundal, șansa cred că din nou este 001. Da, 00102. Am spart serverele din nou. Hai să vedem, 6. 5. Bă, da, cât de bune mi se par B-box-urile, mai bune decât Mega box-urile, mă, frate. Mult mai bune. Vom lua puncte pe Byron. Ce te brawler noi, incredibil. 10 gemuri aici, o să strice green screen, nu? Ce fel mă văd. 115. 59. Ia să vedem. 5 iteme din nou. Asta o să dăm tot pe Byron că e nou și să acumuleze puncte între timp pe el. Din nou să-mi strice green skin-ul, dar n-am ce să fac. Ia să vedem din Mega Box. 6! 6 cai! Ia să vedem. Dacă mai pic o mitică, s-a terminat. S-a terminat dacă picam cu mitică. Chiar era bulanul ăla mare de tot. Mamă, ce m-am speriat. Vezi că și pe Gigi și pe el primul îi lipsește, lol. Dar cu bani mulți a picat. Gata, lăsăm punctele la 5 iteme. Din nou 10 gemuri, stau aici la distanță ca să nu mă văd mai ciudat de atât. Mega box. Cred că este ultimul sau nu chiar. 6! 6 cai! Gage Star Power. Sau mitică? Asta e întrebare. Da. Acum se înțelege tot. Mare teac. 5. Din nou gemuri. Mega box. 5 iteme. N-are cum să pice legendare, ce aveți, potoliți-vă. Trebuie norocul ăla mare de tot, dar norocul ăla mare astfel încât nu-ți dă nimic și să-ți pice când nu te aștepți. Cum s-a întâmplat, dar chiar și așa e noroc, trebuie noroc, genial. Ia să vedem, ultimul Mega Box, 5 iteme. Ăsta 500 lăsăm, ia să vedem pinpack, ultimul pinpack. Da, nu e rău, el primul îmi place și mie, da, Roza cred că la un moment dat o să fie animată și Roza și Mortis care e animat și dă like. Bine, trebuie să facem pe episod, dați like. Like pentru un brawler nou. 55 de bănuți. 45. 120. 76. 92. 97. Da, ne-am dus. Opa, sau. Totuși mai lipsește la pe Spro care n-a picat de mult timp. Sau! Mamă, i-am deblocat toate cromaticele, nu vine să cred. Eu nu vine să cred așa ceva. Avea 0 cromatice la începutul episodului. Și am deblocat 5 cromatice. Toate cromaticele le-am deblocat în singur episod. O singur episod. Un sezon jumate din care sezonul trecut nici n-a fost cumpărat cu gemuri.
Păreri? Șansa cât o are? 001 din nou, ești nebun. Știu, dar are șansa de mitică lui. Dar e cromatică, gen, și a devolvat toate cromaticele. Bă, mi se pare insane, bro, insane. Uitați-vă și voi. Mai lipsește decât Tara, Jin. Restul full legendare. Și am luat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brawler noi. O epică. 5 cromatice și 2 mitice. Incredibil. Da, șansa a rămas la fel, aceeași. 00152 chiar, ok. Dacă nu scad mult cromaticele șansa. Și 2450 de token doubler. Na, gata, nu mai are sens. Eu mai voiam decât o mitică, am mai picat încă două. Gen o mitică și cromatică chiar. N-ai ce să-ți mai dorești. Dacă mai pică ceva, ceea ce e imposibil. Ceea ce e imposibil n-are. Că n-ai cum să nu fii mulțumit de un opening, brother. Ok. N-am fost pregătit pentru asta. Și ultimul B-Box. Da. Cu toate astea, cam asta a fost și opening. Vedeți bine că este ora 11, că s-a dat ora înainte și ora 11 când se setează mapa, când filmez. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare, să dați acolo un mare, mare like și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Dar eu știu, o brawler și numai de ăștia tanci epice. De epic a fost decât... Da, nu, stai, că a fost epic 1, 2, 3, 4 au fost cu șansă de epică. Restul, mitice, numai mitice, da. Și colonelul Ruffs cu legendară, dar l-am luat din PES. În fine, toate cele bune, ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe.